ați venit. Mulțumesc și doamnei Tatiana Preduț și domnului Dănuț Dinu. Eu am vrut astăzi să i-am alături pe liderii tuturor grupurilor partidelor reprezentate în Consiliul Local. Ieri erau toți foarte încântați, astăzi văd că s-au înjumătățit. Mă rog, eu i-am invitat. Și am vrut, pentru că și dumneavoastră a spus multe întrebări, dar nu numai dumneavoastră, și cetățenii din Pitești, legat de o parte din investiții care le avem în derulare. Și am zis prima dată să vedem cum stăm cu aceste containere îngropate. Deci contractul s-a încheiat. Există un proces verbal de recepție fără niciun fel de obiecțiune din 13 noiembrie. Firma care a câștigat licitația și care s-a ocupat de asta este o firmă în Slatina, se numește Pop Industry. În ce a constat, știți de la ultima ședință Consiliului Local, deci e vorba de mașina care o vedeți acolo și a fost 1.600.000 de lei și 67 de containere îngropate în valoare de 3.200.000 de lei, deci undeva la 1 milion de euro cu tot. Problema este că mai mulți cetățeni au sesizat că le-am montat, le-am predat la salubritate și nu lucrăm cu ele. Sunt foarte mulți care au ridicat această problemă și vreau să vă arăt astăzi de ce încă nu lucrăm cu ele. Eu am ridicat problema în ultima ședință cu constructorii vinerea trecută. Firma respectivă ne-a anunțat că până mâine dimineață, la următoarea ședință, totul va fi rezolvat. Însă norocul nostru a fost că am anunțat că astăzi vine presa și vă mulțumesc foarte mult. Că surprinzător, deși ieri a fost soare, a fost frumos afară, dar a fost drumul greu de la Slatina la Pitești, astăzi au venit, sunt mobilizați și nu știu dacă mai ajungem și acolo unde lucrează, dar mă rog, putem să dăm pe la oricare altă platformă. Și haideți să vedem ce se întâmplă aici. Hai să-i dăm drumul.